Castelul Peleș se află alături de Castelul Bran sau Mănăstirea Voroneț, printre obiectivele turistice ale României prezente pe Google Maps. Anunțul a fost făcut de reprezentanții Google luni la București în cadrul unei ceremonii în care a fost prezentată și o bicicletă special concepută și prevăzută cu aparate foto ce permite înregistrări din zonele în care automobilele Street View nu au avut acces. Astfel, turiștii din toată lumea vor avea acces virtual mult mai ușor în curtea Castelului Peleș, pe terasele acestuia sau în curțile interioare, în unghiuri care până acum nu puteau fi văzute în aplicațiile Google. Localnicii și turiștii sunt încântați de idee și cred că în acest mod obiectivele turistice importante din România vor avea parte de o promovare serioasă. Este o idee care mi se pare foarte bună, cred că va atrage foarte mulți turiști în zonă, pentru că acum această aplicație ne permite să vedem și ungherele mai ascunse din Castelul Peleș. Eu ca localnic am trecut de foarte multe ori pe acolo, însă am spus și prietenilor mei chiar din străinătate care acum pot să vadă în timp real niște imagini fabuloase din curtea Castelului Peleș și bineînțeles și castelul și împrejurimile. Este o inițiativă bună. Eu am mai văzut alte obiective turistice din lume prin internet și sigur, mai ales pentru cei care nu au posibilitatea să ajungă acolo și sunt interesați totuși să vadă anumite obiective istorice, culturale, artistice, sigur că este un lucru bun. Este o inițiativă foarte bună, deoarece face reclamă zonei și automat dezvoltarea turismului. Colectarea de imagini cu Google Trike, așa cum se numește bicicleta specială ce va poposi în curând și în curtea Castelului Peleș, este o premieră în România. Până în acest moment, Street View a acoperit în țara noastră peste 6.000 de kilometri, urmând ca acestora să li se mai adauge încă 40.000 din orașe ca Alba Iulia, Craiova, Galați sau Sfântul Gheorghe. Românii pot urmări zonele în care se deplasează automobilele Street View pe pagina google.ro/streetview. Imaginile adunate de Google Trike vor fi prelucrate și îmbinate cu grijă, proces care va dura câteva luni de zile.